aritmetică divină. Doi oameni diferiți în lume, mânați de dreapta cunoștință, s-au dus la templu să se roage cum ei credeau de cuvință. Unul din ei era notabil și după lege fariseu, iar celălalt era un vameș, un pervertit de neamideu. După cutumă, fariseul, stând drept în templu, se ruga cu voce tare în văzul lumii, spunând emfatic, cam așa. Îți mulțumesc, o Doamne Sfinte, că eu nu sunt ca toți ceilalți, avare, nedrepți, ca acest vameș sau ca atâția desfrânați. Postesc corect, cum spune legea, de două ori pe săptămână, la templu plătesc zeciuiala ca să nu am inima hapsână. În spate, după un pilastru, smeritul vameș se ruga, bătându-și pieptul cu putere, și în sinea lui așa spunea, O, Doamne Sfinte, fieți milă de robul tău cel păcătos! Îmi iartă mie tot păcatul și îmi spală sufletul slinos. Ce ne văzut din cer ascultă prin logosul venit la noi, spunându-ne că cel din urmă e cel mai bun dintre cei doi. Căci mândrul înălțat prin sine, prin sine el va și cădea, iar cel ce se smerește sincer, pe sine se va înălța. Deci azi Hristos ne cheamă în templu pe fiecare dintre noi ca să alegem pe cel care am vrea să fim dintre cei doi. Cu cine vrei să te asemeni cu fariseul cel trufaș sau cu acel vameș parvenit, repudiat și pătimaș? O aritmetică banală, făcută în grabă, ai fi tentat să te asemeni cu cel care a fost de Domnul lăudat. Dar cum să te compari cu acesta, că doar ca el nu ai greșit. Nu ești nici răpitor, nici lacom, nici om normal, ești om normal, trăiești cinstit. Dar nici cu fariseul mândru nu poți a, a te, asemâna, că nu acesta se întoarse mai îndreptat la casa sa. O, cât de nepătruns ești, Doamne, misterios e planul tău! Ce algoritm ne trebuiește să fim plăcuți lui Dumnezeu? Deci dacă mergi astăzi la templu, să nu fii vreunul dintre ei. Că astfel, unul și cu unul, plus tu, cei judeci se fac trei. În logica transcendentală, unul plus unul nu fac doi. În rai, o singură persoană când spune eu, înseamnă doi. Soluția de la problemă este ascunsă în Dumnezeu. De aceea, cum te duci la templu, nici vameșești, nici fariseu. Ești doar Tu unul, unul singur, cu gând smerit și suflet blând, purtând doi oameni întru Tine, uniți prin Duhul Cel Preasfânt. Într-o preasfântă a trinitate, nu sunt nici cum trei Dumnezei. Și atunci, unul și cu unul, nu fac nici doi, nu fac nici trei. Înghețiman de unul singur Hristos, cuvântul s-a rugat, ca toți să fim una într dânsul, cântând Hristos a înviat. Așadar, iubiți credincioși, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca această primă duminică a perioadei triodului să fie un început temeinic pentru rugăciunea smerită care nu exclude, ci cuprinde în ea și rugăciunea pentru semenii noștri, deoarece Dumnezeu voiește ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și mai ales în această perioadă, trebuie să ne rugăm mai mult, nu numai pentru noi, ci și pentru sănătatea și mântuirea tuturor oamenilor, spre slavea preasfintei trăini în vecii vecilor. Amin.